Ana Maria Prodan Reghecamp vine în această seară la 40 de întrebări cu Denise Rifai, emisiune difuzată de la ora 20:30 la Canal D. Ana Maria Prodan Reghecamp vine în această seară la 40 de întrebări cu Denise Rifai, emisiune difuzată de la ora 20:30 la Canal D. Ana Maria Prodan Reghecamp vine în această seară la 40 de întrebări cu Denise Rifai, emisiune difuzată de la ora 20:30 la Canal D. Personalitate marcantă a showbizului autohton, cu o carieră impresionantă ca impresar de fotbal, realizatoare de TV și fotomodel, Ana Maria Prodan Reghecamp este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Experiența interviului de la 40 de întrebări cu Denise Rifai o face pe celebra impresară să retrăiască o serie de emoții, astfel că Ana Maria Prodan Reghecamp, subtilul întrebărilor lui Denise Rifai, va face dezvăluit în premieră. Telespectatorii având astfel ocazia să descopere lucruri mai puțin cunoscute despre vedetă. Ana Maria Prodan Reghecamp este soție, mamă, o femeie care a inspirat milioane de alte femei prin atitudine și care a reușit, în același timp, să se impună uluitor într-o lume dominată de bărbați, cea a impresariatului în domeniul fotbalului. Ați fost dependentă de jocurile de noroc, când ați simțit cel mai tare lipsa tatălui dumneavoastră. L-ați despărțit pe Laurențiu Reghecamp de fosta soție. Cât costă bijuteriile pe care le purtați în această seară? Mai purtați pistol? Sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări la care trebuie să răspundă Ana Maria Prodan Reghecamp, în ediția de astăzi, a emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai. Nu pierdeți, în această seară, de la ora 20:30, o ediție de colecție a emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, având loc ca invitată pe Ana Maria Prodan Reghecamp, la Canal D.